Ei, vă salut din nou și bine ați venit pe acest canal de YouTube, George Numes. Nu știu cum sunteți voi, însă eu pot să vă spun doar atât. Sunt foarte supărat și cred că se vede acest lucru. Ce mi se întâmplă? Ecaterina nu-mi dă pace. Nu mai am liniște. Se ține scai de mine fiecare zi. Cu cine să mai vorbesc? La cine să apelez? Cine mă poate ajuta? Habar nu am. Hai să vă spun mai exact ce mi s-a întâmplat și astăzi. Am fost și eu până la bancomat să mai ridic ceva bani, să mai ai și cash, nu doar cu cardul, mai cumperi un bilet de autobuz, un bilet de tren, mai lași un ciubuc la restaurant, cum faceți și voi, nu? Și aici, în orașul nostru, bancomatele sunt inteligente. Poți să le dai imediat o comandă vocală și te ascultă și îți dă și un răspuns imediat. Eu am cerut să-mi dea câteva bancnote cu Blaga, cu Lucian Blaga, poetul, nu cu Blaga de la Oradea, cântărețul, știți voi, nu? Și cu Eminescu. Și ce credeți? Ce am primit? Tocmai este motivul pentru care sunt foarte supărat. Vă las pe voi să vedeți în continuare. Cumnatul meu are o vorbă. De ce fugi, în spate duci. Și se pare că este adevărată această vorbă. Uitați-vă. Din nou Ecaterina. Ce să mă fac? Mai mult, e și această banderolă care evident mă încurcă și o dau jos imediat. Apoi am primit și serii consecutive, care știți și voi foarte bine, mie nu îmi plac deloc. Urăsc seriile consecutive. Nici nu i-am numărat. Cred că e timpul să facem acum împreună, da? Hai să vedem câți bani avem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mai continuăm? Ne oprim? Ce spuneți și voi? Cum să procedez? Eu zic așa, dacă totuși tot sunt supărat și am o zi proastă, n-aș vrea să vă transmit și vouă această stare, așa că mai bine ne oprim. Eu vreau ca voi să aveți o zi frumoasă, o zi cu mult soare, nu o zi posomorâtă, ploioasă și cu multă furtună, așa cum este în cazul meu. În fine, până la un nou video, vă spun o zi frumoasă și numai bine!